Ministerul de Interne a decis să amenajeze un centru pentru refugiați în stațiunea balneoclimaterică Tășnad din județul Satu Mare. Directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări, chestorul Nelu Pop, a fost în urmă cu două săptămâni la Tășnad pentru a inspecta viitorul centru pentru refugiați, iar la finalul vizitei și-a dat acordul. Fosta unitate de jandarmi, închisă în urmă cu ceva ani, îndeplinește toate condițiile. Propunerea a fost înaintată conducerii Ministerului de Interne, iar ministrul Petru Tobă a făcut deja anunțul oficial. Aici imigranții vor primi apă, hrană, cazare și servicii consulare, iar România va primi de la Uniunea Europeană câte 6.000 de euro pentru fiecare persoană. Regimul în aceste centre va fi unul deschis. Primarul Tășnadului, Vasile Mitrașca, este nemulțumit că autoritățile locale nu au fost consultate înainte de luarea unei asemenea decizii.